Într-adevăr, în momentul de față, deoarece n-au reușit să aibă bani, în momentul de față spitalul merge doar pe partea de urgență, cu medicamente pe partea de urgență și, într-adevăr, nu sunt materiale gen aspirină în momentul de față în spital. S-a avut loc o discuție a conducerii spitalului și casei de asigurări de sănătate pe niște servicii prestate de spital în anul 2018 pe spitalizare continuă și neincluse în contractul casă, adică servicii suplimentare. Se pare că Casa Națională a înțeles, este vorba de o sumă de 2.900.000, adică 29 de miliarde, bani care vor intra, sperăm cât de repede, în conturile spitalului și vor acoperi tot ce înseamnă parte și nu vor fi cheltuiți, ca să fiu mai direct, le-am spus și conducerii spitalului, decât pe completarea stocurilor de medicamente și completarea stocurilor de urgență, astfel încât în spitalul județean să existe aceste materiale. Luna viitoare o să am o ședință cu toți șefii de secție, pentru că eu mă bucur foarte mult că avem șef de secție, dar trebuie să înțeleagă și șefii de secție să-și asume o mică parte de management pe fiecare bucată, astfel încât să avem o corelare foarte bine în ceea ce înseamnă cheltuiala materială, cheltuiala salarială și prestarea de servicii. La spital. Nu vreau să mă bag foarte mult în partea asta de efectivă de lucru a serviciilor medicale, pentru că nu mă pricep, dar eu vă spun care este perspectiva noastră pe partea de investiții și îmbunătățirea serviciilor pe investiții pe care le face Consiliul Județean. Opriți-vă puțin, haideți să rămânem la subiectul ăsta. Deci, până la urmă, nu sunt medicamente și materiale sanitare pentru că n-au existat bani și nu pentru că e o problemă de management, de aprovizionare, asta exact, spuneți, da? Aprovizionarea există, n-au existat bani decât pentru partea de urgență și materialele sanitare pentru strictă necesitate pentru fiecare secție. Adică, vă dau un exemplu, că tot am vorbit, nu știu, au fost niște articole, deci au fost pentru fraxiparine, pentru medicamente care sunt necesare unui spital. O aspirină ți-o poți lua și de la farmacie, dau un exemplu. Medicamente care efectiv trebuiesc unui spital în momentul în care un pacient ajunge și trebuie astfel de medicament. Păi înțeleg că a fost vorba și despre niște anticoagulante, nu mă pricep la termenii. Astea sunt. Anticoagulantele alea de care ai nevoie imediat după operație, da. Nu sunt chiar ca aspirina, scuzați-mă. De asta vă spun, bani. Păi n-au fost, deci sunt sesizări că n-au fost. Uitați-le aici. De unde știți dumneavoastră că n-au fost? Pentru că spune lumea că i-a trimis medicul să cumpere. Dom'le, ori devină medicul, ori are un medic o înțelegere cu farmacie. Eu vă spun că au fost. Deci de la 1 a 12-a până la 20-a, eu vă dau pe furnizori. Deci de la un furnizor s-au luat 10.500 de flacoane. Bă, nu e puțin, da? De la un furnizor, de la 1-a până la 2018, s-au luat 4.300 de flacoane. Le adăugăm la asta, da? De la un furnizor s-au luat 300. De la alt furnizor s-au luat 3.560. De la alt furnizor s-au luat 1.000 de flacoane. Domnul președinte... Sunt niște hârtii scoase din contabilitatea spitalului. Da, sunt hârtii scoase, dar oamenii... Deci există o discrepanță între ce vă dă doamna manager și hârtiile respective și ceea ce se întâmplă în realitate, că unii oameni sunt trimiși de către medic să-și cumpere aceste medicamente. Poate ar trebui, într-un fel sau altul, să se lămurească chestiunea asta, că, pe omul respectiv, pe pacient, nu îl încălzește că sunt acte. Medicii țin acele medicamente pentru zile negre, știind că există Păi de ce îi trimite? Deci trebuie lămurit într-un fel lucrul ăsta. De ce îl trimite la farmacie? Păi nu, că medicul face ce vrea. Eu cred că e problema managerului să lămurească lucrurile astea. E problema managerului ca să lămurească medicul de ce îl trimite cu pacient la farmacie? Da, să se lămurească. De ce trimite medicul pacientul la farmacie? Dar există medicamentul, să-l întrebe pe medic de ce trimite pacientul. Și eventual să-l sancționeze, că nu e în regulă. Asta trebuie și de asta v-am zis că o să facem o ședință cu toți șefii de secție ca astfel de probleme, pentru că colegilor, dacă trimit pacientul sau aparținătorul la farmacie să ia medicamentul și el există în spital, atunci este vina medicului. Despre asta e vorba. Și trebuie să-și asume, pentru că de fiecare dată până acum șeful de secție a fost tot medic. Trebuie să-și asume și pasta de management, în care toate aceste acuzații ale pacienților, că trimite medicul, să vină întâi la el.
Dacă nu se rezolvă la el și nu gestionează el problema, nu poate, nu știe sau nu vrea, atunci să renunțe la funcția de șef de secție și o rezolvă partea de conducere a spitalului. Eu mi-am dorit de fiecare dată, și vă spun din experiența mea, nu, poate nu este cea mai bună. Spitalul nu poate fi condus doar de o singură persoană. Este o unitate foarte mare și trebuie o conducere piramidală și asumată de fiecare persoană care are în subordine niște oameni. Și aici mă refer la asistentele șefe, la medicii șef de secție, la directorul de îngrijiri, la directorul medical și până la manager. Aceasta este conducerea spitalului. Eu vă spun foarte sincer. Managerul este sau nu este? Un spital, din punctul meu de vedere, ar putea funcționa foarte bine dacă această componentă a șefilor de secție, asistentelor șefe și a unui director medical ar fi competitivă, aplicată pe fiecare secție în parte, ar merge fără manager, fără niciun fel de problemă. Managerul ar veni doar de decor. Domnul... Păi.